Primăria municipiului Lugoj vrea să afle dacă cetățenii sunt mulțumiți de calitatea serviciilor pe care le oferă. De aceea, de săptămâna trecută, se efectuează un sondaj de opinie prin care oamenii își pot arăta nemulțumirile față de anumite lacune în modul în care angajații primăriei și-ar face datoria. Cât de mulțumiți sunteți față de comportamentul funcționarilor din primărie sau ce credeți că ar trebui să se schimbe pentru creșterea calității, a eficienței, transparenței și integrității serviciilor oferite cetățenilor, sunt doar două dintre întrebările din chestionar. Cei care doresc să participe la acest sondaj o pot face descărcând formularul de pe site-ul primaria-lugoj.ro. Sondajul completat se trimite pe adresa de e-mail personal@primaria-lugoj.ro. În urma unei misiuni efectuate de compartimentul de la audit din cadrul instituției, s-a stabilit că este necesară implementarea unei măsuri preventive care se numește codul de etică, codul deontologic, și printre activitățile prevăzute într-un plan de acțiuni apare și acest chestionar. Chestionarul cuprinde mai multe întrebări care se adresează cetățenilor și vizează modul în care percep ei activitățile serviciilor din cadrul instituției. Chestionarele sunt disponibile la biroul de relații cu publicul sau la sediile instituțiilor care aparțin de Consiliul Local. Cetățenii le pot lua de acolo, le pot completa și, fără să-și dea numele, deci anonim, să aducă răspunsul. Prin acest chestionar se urmărește eficientizarea și îmbunătățirea serviciilor oferite de Primăria Lugoj. El, de fapt, este o oglindă a activității serviciilor și luăm un exemplu. Dacă într-un anumit domeniu există mai multe nemulțumiri ale celor care completează chestionarul, în mod firesc ar trebui găsite soluțiile pentru remedierea deficiențelor. Unii lugojeni se declară mulțumiți de modul în care sunt tratați atunci când ajung la ghișeele primăriei. Alții, în schimb, spun că ar fi loc de mai bine. Dacă mergeți la primărie să plătiți o taxă, un impozit sau să scoateți un document, atunci sunteți mulțumite de serviciile pe care le oferă, de modul în care se comportă. Da, la începutul anului întotdeauna plătesc impozitul pe apartament, îl plătesc pe tot anul, sunt mulțumită, nu stau la rând, că nu mă duc chiar primele zile, deci că până în luna martie se poate achita taxa și așa că în luna martie întotdeauna îmi plătesc impozitul pentru tot anul. 50-50. Nu pot să fac o comparație între cum sunt primit și tratat în Germania de oficiile de acolo și cum sunt primit și tratat aici ca cetățean român. E o mică mare diferență. Până și la o bancă, dacă te duci și este loc de joacă pentru copii, sau eu am 3 copii și ești servit cu o apă, de exemplu, cu o căldură din asta, imediat sare, cu apă, cu cafea, cu una alta. Aici, mai dacă te bagă în seamă. La o perioadă după ce aceste sondaje se vor desfășura, chestionarele se vor centraliza, va fi efectuată o analiză a acestora, iar conducerea primăriei va propune soluții de îndreptare a activității instituției, dacă este cazul.